Îmi place trăiesc viața în profunzime, chiar dacă este greu, chiar dacă atrage după sine și multe alte lucruri. Unele frumoase, altele mai puțin frumoase. Da, vreau vorbi despre profunzime. Profunzimea, cred că eu tot timpul m-am străduit și de când mă știu, mi-am străduit să descoper misterul meu, misterul vieții, sensul vieții, felul cum trebuie să trăiesc mai bine, felul cum să văd lucrurile din jur. Pentru că, dincolo, sunt un om, am lucruri care se văd, am lucruri care nu se văd, am interior care nu se vede. Și cred că și atunci când citesc o carte, și atunci când, nu știu, ascult o muzică, sau atunci când văd un om, încep să-i deslușesc, să-i descifrez, să-i, nu știu cum, descoper misterul, să-i descoper o profunzime, să văd ce are profund în el și ce este așa, dincolo de aparențe. Așa că, cred că trebuie să fim străniți și cred că și eu sunt strânit de curiozitatea să descoper întotdeauna lucruri profunde și îmi plac lucrurile profunde. Față de lucruri superficiale, chiar dacă atunci când trăiești lucrurile te întorci spre tine, te întorci spre partea asta care nu se vede și descoperi lucruri extraordinare și poate unele lucruri te șochează pentru că le vezi altfel, le vezi din profunzime, le vezi hai să spunem, din interior spre exterior și încerci să, nu știu, să trăiești viața ta mai profund și să, așa că eu tot timpul încerc să fac lucruri care să aibă un sens, ca să aibă un conținut, care să aibă o direcție, care să fie sincer, care să fie așa profunde. Și ca omul venind și iar venind la mine, el să simte ceva deosebit, el să stârnești curiozitatea, să-i stârnești acea, nu știu cum să o numesc, acea sclipire din el, așa, să vină să te descopere și să te descopere și iar să te descopere și te redescopere și iar să te descopere. Așa că îmi plac lucrurile profunde și le caut. Chiar dacă, știi, atunci când trăiești, viața ta o trăiești așa, superficial sau prea puțin te mai gândești la lucruri profunde, nu știu, te mulțumești, dar nu mă mulțumește viața să o trăiesc doar în superficial sau să o trăiesc doar așa, în exterior. Vreau să trăiesc în exterior, vreau să mă implic cu toată ființa mea, chiar dacă este greu, chiar dacă de multe ori atrage lucrurile profunde, îți atrage mai multă, cum să zic, mai mult presiune, mai multă suferință, poate, sau mai multă, cum, situații, hai să spunem, neplăcute, care trebuie să le trăiești, ce vei să faci. Dar mi-mi plac lucrurile profunde și cred că atunci când trăiești profund, parcă altfel simți cu adevărat viața, simți cu adevărat că ești prezent în viața ta. Nu ești doar un spectator, nu ești doar un actor, nu ești doar o față, știi? Nu ești doar un număr sau o cifră, cum vrea să ne se implice sau să ne impună nou, suntem niște cifre. La buletin ești o cifră. Când te duci la bancă, tot o cifră ești. Când bagi cardul, tot o cifră ești. Când scoți banii din buzunar, tot o cifră. Chiar și oamenii ăștia care stau în pușcării, tot sunt cifre. Și când ai anumite rezultate, cum să zic, tot le măsurăm în cifre. Clasament, topuri și așa mai departe. Deci, dar omul este mai mult decât o cifră, el este o profunzime. Și trebuie să căutăm lucrurile profunde din viața asta, cred că. Și e interesant, pentru că de asta cred că avem o minte așa
complex, așa de greu de înțeles sau și trebuie să tindem spre. Și mi-mi plac lucrurile complexe, lucrurile profunde, pentru că astfel poți să simți cu adevărat viața și poți să nu fii doar, hai să spunem, o cantitate neglijabilă sau un individ în propria ta viață, ci trebuie să fii și observator și participant în viața ta, da? Așa că îmi caut lucrurile pe profunde, îmi plac și tot ceea ce fac și mă străduiesc să fie ceva profund, să fie ceva mai profund, mai să fac pe oameni să simtă, să fac pe oameni să gândească la anumite lucruri, să fac pe oameni să se bucure de viața lor, să se bucure de lucrurile frumoase. Atunci când tind spre profunzime, descoperi și multe lucruri frumoase, și multe lucruri deosebite, multe lucruri neobișnuite, și multe lucruri care unele te uimesc, altele te dezamăgesc, unele te fac să te bucuri, altele te întristează, dar asta e viața. Dar mi-mi plac lucruri profunde și cred că atunci când ești o persoană profundă, oamenii altfel te văd și altfel se comportă cu tine și altfel se aportează la tine și altfel ești mai vizibil decât atunci când tinzi așa spre sau neștiind, nevrând mai mult să avem o viață mai profundă. Așa că îmi plac lucrurile profunde și cred că trebuie să avem și îmi place să cred că viața este un lucru profund.